duce mai, pe munte înaintea lui Dumnezeu. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. 1 Împărați 19:11. Această poruncă este dată fiecăruia din noi, care se uită la descurajările și tristețea pe care o are în slăbiciunile sale, dând lumii un exemplu de neîncredere în Dumnezeu, refuzând să privească și să trăiască. Voi faceți pe placul dușmanului lui Dumnezeu și al omului prin faptul că rămâneți în peștera unde nu pătrunde nicio rază din lumina vieții. Vreau să-mi ridice glasul pentru Iisus și să spun, oricine crede în El nu va pieri, ci va avea viață veșnică. Ieșiți din peșteră prin credință. Priviți la Iisus, ajutorul vostru. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Priviți la jertfa voastră de ispășire ridicată pe cruce, la cel nevinovat murind pentru cei vinovați. Dăruirea sa de sine a fost deplină și îndestulătoare. Nimic nu lipsea. A fost într-adevăr o ispășire completă și îndestulătoare. Atunci de ce? Dovediți prin vorbe și exemple că Hristos a murit în zadar pentru voi. După dovezile dragostei, care nu are egal, voi spuneți, El nu mă iubește. El nu mă va ierta. Păcatele mele au un caracter prea cumplit pentru a putea fi tratate cu sângele lui Iisus. Jertfa nu are o valoare suficientă pentru a plăti datoria pe care o am pentru a-mi salva sufletul. O, dacă bărbații și femeile ar putea să-și dea seama cum necredința și vaietele lor tângăietoare îl înalță pe Satan și îi dau onoare, în timp ce ei jefuiesc pe Iisus Hristos de slava sa în lucrarea pentru nimicirea lor completă din orice păcat. Să ieșim din peștera întunecoasă, să ne educăm intelectul pentru a înțelege ce înseamnă Iisus pentru noi, să ne pregătim mințile să stea pe munte înaintea lui Dumnezeu prin credință, tari în Dumnezeu prin orice ispită. Pe munte vom avea vederi corecte despre Iisus. Satan nu va avea putere să-și arunce umbra diavolească între sufletele noastre și Iisus, nici să ne împiedice de a-L vedea, nici să-L contrafacă încurajând inimile noastre la o crudă necredință în bunătatea sa, în mila sa și în dragostea cu care ne-a iubit.